În următorii ani, 3 pasaje ar putea fi realizate în diferite zone din oraș, ușurând viața șoferilor. Ce o să găsiți în bugetul anului în curs? Proiectare și execuție, pasajul Cotnari, subteranul Cotnari, îi dăm drumul în acest an. Proiectare și execuție pentru agronomie, e singura cheie care dezleagă agronomia, tot subteran. Și refacerea studiului de fezabilitate, după care intrăm în proiectare și execuție la Anastasie Panu. Primul ar putea fi cel din zona rondului agronomie, apariția lui fiind determinată de dezvoltarea zonei rezidențiale Breazul Rediu. În acest caz, se propune realizarea unui trafic auto continuu de tranzit între Alea Mihail Sodoveanu și Bulevardul Carol I. Anul acesta ar putea începe lucrările la pasajul subteran din rond agronomiei. Un pasaj lung de 100 de metri, cu rampă de intrare dinspre Alea Mihail Sadoveanu și cu rampă de ieșire pe Bulevardul Carol în dreptul Bisericii Sfântul Nicolae. E foarte bună, dar când o să o facă? Anul în ăsta 2030. Anul ăsta e programat să intre. Nu sunt bani. Ah, uite că ies. Nu sunt bani. Va fluidiza traficul dacă se va face asta? Da, oricum se fluidizează. Un alt pasaj ar putea fi realizat pe Bulevardul Socola, sub intersecția de la Cotnari. Astfel, mașinile ar putea evita intersecția pe direcția Poduroș-Buciu, iar tramvaiele și autoturismele vor putea circula suprateran pe direcția Nicolae Iorga, Bulevardul Primăverii. Un alt pasaj ar urma să fie realizat în intersecția din spatele meu, intersecția Cotnari. Astfel, cei care ar urma să vină despre Poduroș spre Bucium ar putea să evite intersecția de la Cotnari. Dădea domnul să fac. E o măsură bună? Sper. Ce credeți? Ce zone ar mai trebui? E măsură bună și cu semafoarele inteligente au fost, nu? Care s-au luat bănuții. Proiectul pasajului de sub Bulevardul Anastasie Panu a fost reanalizat după ce prima licitație pentru proiectarea lui a eșuat. Primăria Iași dorește finalizarea proiectării în acest an.